Consiliul local al municipiului Călăraș a fost convocat în ședință ordinară la finele lunii iulie în sala de ședințe a primăriei municipiului Călăraș. Pe ordinea de zi s-au aflat 12 proiecte de hotărâre, printre care 5 proiecte de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unor terenuri, proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 1 al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, și proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Călăraș în perioada 1 august 31 octombrie. Domnul președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc. Pentru început, supun aprobării dumneavoastră completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre prezentat de domnul secretar. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi, astfel cum a fost completată. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Supun aprobării dumneavoastră proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 350 de metri pătrați, situat în intravilanul municipiului Călăraș, strada Berșugului numărul 41, aparținând domeniului privat al municipiului Călăraș, conform cărții funciare 27.089, în scopul edificării unui spațiu pentru servicii. Vă rog să transmiteți avizul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Dacă îmi permite, de ce vreți să concesionați acolo spațiul ăla? Pentru că avem nevoie de bani la primărie. Da, ăla, spațiul ăla dintre toate l-ați găsit. Acolo sunt, eu am avut aici și m-am uitat. Sunt vreo 2 poni și niște spațiu verde. Deci știți ce a fost acolo înainte? Păi o stație de GPL. Știu ce e acum. Sunt 2 copaci și niște spațiu verde. Nu e spațiu verde. Sunt niște pavelene erbate. Acolo a fost o stație GPL înainte și trebuie să-i dăm o folosiță. Dar nu mai e nimic acolo. Nu mai e nicio construcție. Păi e liber de sarcină acum. Au dormat și peretele și tot ce avea acolo și nu puteai să tai dacă nu era liber de sarcină. Așa. Acolo, ce să punem în mijlocul? Deci primăria, deci domnul consilier, dacă nu aducem bani la primărie, n-am făcut nimic. Dacă nu facem, dacă vine cineva să concesioneze, e ok, dacă nu... Păi nu, am văzut că adresa celui care a solicitat concesiunea era că să facă o patiserie sau ce vrem noi. Adică nici măcar nu e cu o destinație precisă, nici măcar... Pentru că n-am vrut să îngrădești să vină lumea să facă ceva acolo, numai să facă. Da, mai facem câteva locuri de muncă dacă este posibil, 2, 3, 5, eu știu ce ori vrea să facă, dacă vrea să facă patiserie foarte bine și în zona aia să fie o patiserie, dacă vrea să facă un alt ceva, un magazin ceva sau un spațiu de servicii pentru populație, este ok. Ideea e să facem ceva acolo pentru că e ceva neterminat acolo, pentru că în momentul în care s-a făcut acolo, n-a fost nici spațiu verde, nici nimic, a fost stația de GPL acolo, n-a funcționat, după aceea a plecat, au rămas tubulaturile pe acolo de energie electrică sau ce mai avea pe acolo și atunci trebuie să-l dăm să facem ceva. Asta e toată ei. Mersi. Dar la secunda asta n-avem perspectivă, anume pentru ce? Nu! Dar ai lăsat cadrul sigur, și atunci de comun acord facem ce trebuie să facem. Mai mult lea, care... Da, mai mult. Urbanism. Ce faci? Cum vine asta? Și să te-am mai mult lea? Da, măi, că e licitație. Comisia de Administrație Publică Juridică? Comisia o luați recuverite, nu șpate. Iată, mă, dar e cuvântul mai scurt, dar vulgar. Vă mulțumesc. În aceste condiții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 15 voturi pentru. Abțineri? Eu sunt atent la tine. Împotriva? Normal să fie atent. Am mai fost 5 voturi pentru în online. Deci proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și o abținere, domnul Mirescu. Ce e punctul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului prezentat anterior, situat în intravilanul municipiului Călăraș, strada Belșugului numărul 41, aparținând domeniului privat al municipiului Călăraș, conform cărții funciare numărul 27.089, în scopul edificării unui spațiu pentru servicii. Discuțiile s-au purtat, dacă mai sunt discuții pe marginea acestei... Nu știm unde e terenul.
Păi același, a fost aprobarea studiului de oportunitate și acum aprobarea scurtă. Nu, 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 buget, finanțe, comisia, vă rog, avizul. Comisia juridică. Asta, frate, ești de farmanat. Urbanism. Azi. Vă mulțumesc. Cine este pentru proiectul de hotărâre prezentat? 15 voturi pentru. Abțineri. O abținere, domnul Mirescu. Împotrivă. Și 5 în mod online. Deci 20 pentru și o abținere. La punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 10 hectare aparținând domeniului privat al municipiului Călăraș, carte funciară numărul 28617 cu destinația de înființare culturi furajere. Discuții, întrebări pe marginea acestui proiect de ordine de hotărâre? Denis Laz. Face parte Denis Lazul. Da, au renunțat la concesiune cei care erau acolo și acum noi îl scoatem. Deci, am înțeles, dar știți că de fiecare dată am cerut să identifice cumva care lucruri. Ne cereți aici să votăm niște lucruri, să ne pronunțăm. Păi cred că v-au pus la dosar, domnul jurist, că nu este... Aveți schița aici. Nu-i bună. Nu e bună aia. N-a avut toner, domnul arhitect, dacă avea, făcea. Deci data viitoare, domnul arhitect, și faceți captură din satelit exact unde se află. Corect. Da, cred că asta aveți, nu? Da. Că nu e mare lucru. Da, asta ce e mare lucru. Da, e ok. S-a solicitat. Deci data viitoare, ca să vizualizeze clar, captură din satelit, da? Da, da, am prins ideea. Da. Dacă nu apare... Vorbești cu el. Comisia juridică? Da, sunt. De astea oameni. Urbanism? Da, tot pe mine mai filmată? 10 mai. Supun votul dumneavoastră proiectul de ordine prezentat. Cine este pentru? 15 voturi pentru. Abțineri? Bine, în fine zi. O abținere, domnul Mirescu. Împotrivă? Pentru modul online. 20 pentru și o abținere. Punctul 4. Proiect de hotărâre... Nu, asta a fost 4. Nu, este proiectul de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică un imobil teren de 10 hectare aparținând domeniul privat al municipiului Călăraș, carte funciară 28617 cu destinația de înființare culturi furajere. Aviz Comisia Buget Finanțe. Favorabil. Comisia juridică. Și Comisia Urbanistică. Favorabil. Mulțumesc. Cine este pentru? 20 pentru. Abțineri? O abținere, domnul Mirescu. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil teren, proprietate privată a municipiului Călăraș, situat în strada Petre Vehaneș, numărul 8, număr carte funciară 23402, tarlaua 65, parcela 18/2, cu suprafața de 396 de metri pătrați, către doamna Stoica Florentina. Întrebări? Observații? Am o întrebare. Domnul secretar, fii atent la mine. Asta e o vânzare directă. Are vreun contract, are o preemțiune vis-a-vis de treaba asta? E proprietarul construcției și cu o formă de legislație. Suficient. Gata, au voi. Ca și cu alege. Asta e nomor. Suficient. Dar n-am pus întrebarea unde, ce chestiunea juridică, de ordine juridică. Suficient. Și nomor tot ar la 65. Aveți specialist? Nu, aici avem adresă. Asta e. Vă rog, Comisia Buget Finanțe. Favorabil. Comisia juridică? Favorabil. Comisia administrație publică locală? Juridică, aici. Da, am zis tot, nu, scuze. Urbanism. Și urbanism. Favorabil. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Unanimitate și cei din modul online tot pentru favorabil. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul 1 al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Observați, întrebări?
deci numărul 6. Comisia Urbanism. Favorabil. Avis favorabil. Și Comisia pentru Sănătate. Favorabil. În muncă. Mulțumesc. Cine este pentru proiectul prezentat? Unanimitate. Mm-hmm. Inclusiv online. Vă mulțumesc. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călăraș a imobilelor cu numărul cadastral 32.232, numărul cadastral 32.231, numărul cadastral 32.233, situate în municipiul Călăraș, strada Cornișei, numărul 1, bloc 8, bloc 9, bloc 10. Întrebări, observații? Locurile 8, 9 și 10, da? Da, stanele 1. Da. Trebuie să clarificăm situația. Da, domnule. E ok. Comisia Urbanism? De multe. Vă mulțumesc. Supun votul dumneavoastră. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de folosință gratuită în sarcina terenurilor în suprafață de 312 metri pătrați, 308 metri pătrați și 307 metri pătrați în favoarea construcțiilor bloc 8, bloc 9, bloc 10, locuințe pentru tineri destinate închirieri, situate în municipiul Călăraș, strada Cornișii numărul 1, aflate în domeniul privat al statului. E clar. Comisia Urbanism? Favorabil. Mulțumesc. Supun votul dumneavoastră. Cine este pentru? Unanimitate. Nu este o tardivitate în povestea asta aici? Nu. Ne chinuim să facem cartea funciară și după discuțiile cu cei de la OCP, soluția... Nu, că ea nu e lovită de zidă, prestie. Nu. De aceea te-am întrebat, ea să facem mai demult asta. Asta a spus Budea. A făcut ce ceva. Domnul Budea, ce a făcut ce să mai facem? O face o asta. Ce să mai facem? Am tot făcut, dar nu ne-a ieșit. Poate iese acum. Regretabil. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren, având numărul cadastral 31.298, cu suprafața de 8.099 metri pătrați, situat în Călăraș, Bulevardul 1 Mai, tronson 4, aparținând domeniului public al UAT Municipiul Călăraș. Vă rog? La fel, nu știm care e terenul. Păi e vorba de parcarea de la spital și cu bulevardul? Exact. Cele împărțiți? Exact. Vreau să le dăm. Vreau să dăm parcarea la județ pentru a face o parcare acolo cu heliport. Am un proiect care vor să conecteze. Nu mai risipiți banii cu județul, că... Nu? Dar încercăm. Da, da. E bună încercarea. Da. E bună și trebuie să făcute. Echipa e în faliment. Falimentul e pe lângă noi. Dă-le, mai încălui. Ce să mai... Părerea dumneavoastră. Ai zis parcare. Parcarea de la spital. Hai mă să le luăm banii atâtea mașini în piața aia. Lucrăm? Mașini de lucrăm? Mă, dacă am vrei, lucrăm. De ce vrei? Dacă n-ați făcut în 4 ani... Păi plângeai după bani acum un sfert de bani. Bă, dați-i masă. Poți fi. Și eu vreau să vă dau banii la F12 acolo, domnul primar, dacă se poate să... Să scoateți la licitație locuri la aia de parcă. Da, le facem. Începem de noastră. Că vor oamenii să plătească, nu dau plătă. Deci avem acum, scoatem 500 de locuri de parcare. Am văzut asta. Eu vorbesc de spații de piață, care sunt și acolo am luat în calcul. Și acolo am luat, de marfă, și acolo am luat în calcul. Lasă să punem parcometre la piață. Arăt de marfă se pot duce acolo, numai că nu se pot bucura de același tarif cu mine. Eu sunt civil, am venit să iau un de roșii. Ăla parchează și noaptea acolo. N-are nimic. Vrei să parchezi? Plătești. Tu dai de 5 ori mai mult, tată. Că tu faci fapte de comerț, sau? Asta basta. Dacă tot a deschis domnul Buzea, poate că ar trebui să vă gândiți și la o variantă de concesiune a parcărilor publice, pentru că să știe că statul nu e un bun administrator. Și atunci, inclusiv investiția să cadă în sarcina pe care concesionează, în sensul că aparate de autotaxare sau... Deci nu am luat în taxare. Aparate de autotaxare. Da, dar ca să nu mai facă primăria cheltuiala și ca să nu avem alte surprize, alte probleme, pentru că știm că statul... Și asta e o variantă.
Dar deocamdată trebuie să încercăm. Privat, dar ăla a dat tot interesul să găseze cât mai mult, adică să nu fie probleme și... Țara s-a dovedit păcuboasă afacerea. Această afacere, pentru că nimeni n-a mai parcat. Ultima problemă e la Brașov. Depinde ce tarif. Operatorul privat. E scandal cu primăria Brașov, au reziliat contractul să judecă nebunii maximă. Mă, dar ce nu veni și cu un argument favorabil? Ideea nu era. Dar nu, eu ce am spus? Deci eu am spus așa, lăsați-ne să încercăm. Și asta e bine. Da? Și după aceea, dacă considerăm că nu sunt... Dacă vezi că nu mergem, mă sucim. Da? După aceea ne sucim pe o zonă de proiect. Putem să facem un și proiect. Și care e orizontul de timp? O lună, două, cât? Ca să nu mai am emoții. Îi așteptăm acum rectificarea în august. Da, că... Așteptați-o, domnul primar. Vă spun tu, Gogu. 30 ani. Dar Gogu ăsta vine cu bani mulți. Avem alți lucruri. Da, da, Marius. Așa e. Trebuie făcut pe bani. Da, vă rog, aveți Comisia de Dezvoltare Urbanistică? Urbanism. Ok. Supun aprobării dumneavoastră, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 24.320 cu suprafața de 2796 metri pătrați, situat în Călăraș, strada Mușețelului numărul 23, aparținând domeniului privat al OAT municipiului Călăraș. Vă rog. Blocul H26, nu? Da. ANR. Comisia de Dezvoltare Urbanistică? Favorabil. Mulțumesc. Supun votul dumneavoastră proiectul prezentat. Cine este pentru? Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre pentru completarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 70/20.06/2018 privind constatarea componenței suprafețelor ocupate de trotuarele aferente străzilor din municipiul Călăraș, care fac parte din pozițiile 6, 7 și 8, anexa 2, la hotărârea Guvernului numărul 1349/2001 privind atestarea domeniului public al județului Călăraș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Călăraș. Aviz Comisiei de Dezvoltare Urbanistică? Favorabil. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Unanimitate. Sigur? Da, da, da. Eu aș da o caracter general, Marius, să te nemoată cu el. Dau fășia asta, dau toată, tot ce înseamnă domeniul public de natura asta. Informație de treabă, nu. Sigur că poți, nu poți, trebuie să o faci și tehnică tu, nu te gândi la mea, că celălalt e mort. Dar ideea e bună, e corectă, dar caracter general, permanent. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Călăraș. Pentru perioada 01-08-2021, 31-10-2021. Vă rog propunere. Propun pe domn profesor Soian Gheorghe la președinte. Nu mai votăm, mă? Nu mai... Bă, nu puteți să mai propune? Da, cred că ar fi cazul ca și din partea opoziției să fie un președinte. Dacă, da, s-ar putea ca la anul să aveți, la anul să aveți nevoie de... Să nu fie invers. Da, mă rog, faceți cum credeți. Eu îl propun pe domnul Alex Chiriță. Deci e propunerea mea. De supun... Sigur, nu sunt secretarul de cetățenie, dacă nu puteți ca noi. Privind alegerea ca președinte a domnului Stoian Gheorghe. Cine este pentru?
Păi stai, el s-a avut o problemă. Sigur. Eu mă votez. Ce le-am votat? Deci aveți o voturi ei și... Ai, clar, 10 e, voturi pentru? 10 pentru. Împotriva? Împotriva? Rest? Da, și pentru. În continuare, supun propunerea domnului Ivanciu. Și se aprobă. Cine este pentru? 6 voturi pentru. Cine este potrivă? Tu nu votezi, mă? Nu putem vota împotrivă. Deci, mai multe lasă-mi o chestie de principiu. De nou, e o chestie de principiu. Nu-i împotrivă. Asta-i. Deci, cine mai votează de la voi? Câte voturi au ieșit, ia zic, ca să... 10 pentru domnul Stoian, așa? 6 pentru domnul Chiriș. Și restul? La celelalte puncte ai avut semnal și te-au votat, a votat și aici n-a votat. I-a rugat ca de fiecare dată până la 4 jumate să dea mesaj cu proiectul de hotărâre cum vor să voteze, că aici nu-i semnal. Dar nu știu ce să voteze, domnul secretar. Păi e vina mea acum. E legal? Păi nu, în sensul că nu știu ce să voteze, în sensul că ei nu cunosc propunerile. Am lăsat spațiu. Corect? Corect. Da, asta este... Așa că Viorele completează spațiile goale. Nu, no, mai completăm. Asta așa. Dacă așa se dorește. Asta e aberația care se întâmplă cu ședințele pe WhatsApp. Punctul 13. Aba, e legal. Deci, domnul consilier, e legal. Starea de alertă spune clar că trebuie să-i dai dreptul să votezi pe proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Public Central Termice și Administrare Convocativ Călăraș. Observați întrebări? Da. Facem un post de director economic pentru că s-a deschis bazinul? Da, era necesar să facem acest lucru pentru că toate direcțiile care le avem au director economic. Nu se schimbă nimic din structură în sensul financiar al lucrurilor pentru că am renunțat la un șef de birou și am creat această poziție decât generică de director economic pentru că nu aveam un om care să suplinească directorul executiv. Și atunci am creat aceste lucruri. Să lichizi acolo? Nu, nu, pe abonament. Altfel, banul lichid puteau să intre la... Nu, pe abonamente, da. La asta am și creat abonamentele ca să nu... Toată lumea plătește la caserie, sigur. Sigur. Și atunci nu s-a schimbat nimic. Ba mai mult, am pus oamenii la locurile lor așa cum funcționează la acest moment acest serviciu, pentru că erau cu delegații, erau dat cu anexă la fișa postului și atunci am reglat lucrurile ca să fie funcțional. Asta înseamnă că le faci contracte cu durată nedeterminată, numai păi au toți. Au toți. Asta spune. Au toți. Nu, asta e tot. Deci nu se întâmplă nimic financiar dacă asta... Astăzi. Avizul Comisiei pentru Servicii Publice Comerț. Favorabil. Mulțumesc. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Abțineri? 20 pentru, din 20 estimate, pe unul care participă la vot. Corect. Nu poate. Nu poate. La abținere nu participă la vot. Noi făceam semnul, domn primar. Nu poate, domnul ăsta. Nu poate. Și o abținere, domnul putea că să-i facă. Nu vreau, da. Nu poate, mă lăsați, domnul primar. În continuare, punctul 14 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare, negociere, a masei lemnoase specia plopeur american, valorificată pe picior, din aliniamentul Călăraș-Chiciu. Deci noi am plecat pe acest drum, datorită faptului că cei de la Ocolus ne-au sesizat aceste lucruri, pentru că plopii ăștia sunt depășiți de vârstă. De mult, da, cei de la Compania Națională de Administrare de Drum. Corect, da. Și drumurile ne-au avertizat că suntem direct răspunzători, dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva și... Și atunci am luat decizia, da, de a scoate la licitație cine vine să taie acești plopi, astea. Dă-ne mare piorele, ăsta ne mare prețul ăsta, care e acolo 71 de lei. Hai să vă spun care e conceptul. Prima dată, nu, nu, e vorba de preț. E vorba de preț. Vreau să spun că o să impună și datorită vârstei, deci oricând există pericol. Prețul, aranjează prețul, nu vine. Deci, prețul prima dată când s-a scos la licitație, dacă mi-adun bine, era undeva la 120 și ceva, sau 129, 119 ceva. Nu a venit nimeni. Nu și acum am făcut așa, ca să știți cum am plecat. Da, ne-am luat la prețurile care... Te ascultă, da, avem la prețurile care erau de la Ocolus Civic, pentru că sunt undeva la 71
virgulă ceva metru cub, iar dacă ne ducem la prețul pe aliniamente, pentru că e o tehnică specială de tăiere, acum implică mai multe utilaje, intri pe mai, pentru că trebuie să securizezi mai repede zona decât la Ocolul Silvic, e undeva la 46 de lei pe aliniamente. Da, pe aliniamente. Și am zis așa, nu mergem, ne ducem nici în zona aia, ne ducem pe 71 de lei la Ocolul Silvic, dacă vine cineva, dacă nu, ne ducem pe preț de aliniamente, dacă nu vine nici la prețul ăsta. Cam asta a fost discuția. Eu nu puteam să sărim de la 120 cât era la momentul, să ne ducem la 40 de lei pe metru. A fost 109. Poftim. Deci a fost 109. Nu, pe grupul de WhatsApp de consilieri, un consilier care este absent a propus un amendament. Asta nu știu, n-am momentat. Serios? De ce natură? Cum? Nu știu, să spuneți cine, spuneți domnul Mirescu, dacă... Domnul Mirescu, spuneți dacă ați văzut, dacă a văzut cine. Da, spuneți de ce vorba. Domnul consilier Călin Cătălin de la PSD a propus 90 de lei pe metru cub. Nu vin. De transmis amendamentul. Dacă vreți. Pe grup, pe grup. Adică, ideea e că omul a făcut un amendament, trebuie să luăm... Din experiența pe care am avut-o cu subiectul ăsta, anii trecuți, și cred că secretarul, dar și Marius știe foarte bine, nu banii sunt importanți. Adică nu... E vorba de procedură, de legalitate și să dea Dumnezeu să vină unul și să facă procedura. Asta este grija noastră. În rest, ce bani recuperăm pe chestiile alea? Nu... Sunt nesemnificativ. Deci n-ar trebui să ne pierdem în mare. Să ne agățăm de preț. Să ne agățăm de preț. Nu, deci prețul e ultimul lucru. Legalitatea și... Știi, mă, dar și asta e pericolul la momentul ăsta. Da, am rezolvat. Să strică ceva. Aia s-o dea cu fiecare zi aceeași chestiune de ordine, dar nu știu. Acum pericolul reprezintă să nu cadă pomul cu o mașină. Da, asta e mai important decât... Trebuie o perioadă cu furtunii iminente. Mai avem aceeași problemă tot de la vârstei locilor și la H2 acolo, aia în față. Pădurea are mai mult de 25 de ani. Am luat în calcul acolo doar... Are mai mult de 25 de ani? Deci cu aia am crescut 50-60 de ani. Atât m-a dus minte, atât am spus. Cu atât mai bine. Deci aia suntem în faza de a cere... Acolo se cere... Deja au fost numărătați. Un acord de la Agenția de Protecție. Dar când ați avut timp să faceți toate astea, domnul primar? Așa e un gospodar din rele. Știi cât muncesc, plec numai noaptea din primărie. Se vede. Liviu, care e durata de viață la tipul ăla? Și sunt bătași. Așa se explică, da. Maxim 40 de ani. Ca să mai vârsta de exploatare este 40 de ani. După 40 de ani, se consideră că intră în regres. Serios? L-am urit cu Mircea Vici și prieteni bun cu mine. Este aproape dublată vârsta. Deci mai e cazul să discutăm? Ca dovadă că și în momentul de față veți vedea... Mai e cazul să discutăm de treaba asta? Vorbesc de pomii de acolo. Care? Trebuie să facem aceeași procedură. Am declanșat-o. Cu răbdare, domnul consilier. S-a dus dreapul la bus. De asemenea, vreau să vă informez că am inventariat toți armurii uscați de pe domeniul public al UAT-ului. Nu cred. Ba da. Și dacă îmi dați mail-ul, mâine vă dau. Sau pot să, domnul consilier, să dacă mai știți și în alte zone, poate nouă ne-au scăpat, să-mi comunicați, urmează să-i punem în valoare, să-i marcăm și să începem să-i eliminăm în perioada de imediat următoare. Tot ce este uscat. Da? Da. Asta a fost un paranteză. Amendamentul se uscă la vot, dacă... Dați-i supus la vot, amendamentul la vot. Da, bună, de există... Supun la vot amendamentul domnului Călin Cătălin. Cine este pentru? Abțineri? Nu, e o neînțelegere. Ok. Cătălin a vrut altceva. Asta e părerea lui, mă. Asta e părerea lui. Dacă a supus, s-a supus. Cine e de acord cu? Împotrivă? Nu, dar asta e procedura. E bine că poate să fie respinsă la prefectură un amendament. Supun votului dumneavoastră proiectul astfel cum a fost prezentat. Cine este pentru? Unanimitate și unanimitate. Vă mulțumesc.